Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video ți-am pregătit detalarea zilnică pentru joi, 29 aprilie. Hai să vedem pentru această zi de joi ce mesaje ne rezervă cărțile de tarot pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Foarte interesant, aici văd niște cărți care se repetă. Asta înseamnă că pe partea de sănătate și de afaceri, bani, carieră, va trebui să revizitați niște teme, niște evenimente, niște discuții, niște decizii luate săptămâna trecută. Dar hai să le luăm pe rând. Mai întâi pe partea de dragoste. Avem aici optul de emoții. Sau optul de cupe într-un set tradițional de tarot. Această carte ne vorbește despre nevoia de a lăsa ceva în urmă pentru că am obținut tot ce se putea obține din acea situație, din acea relație, din acea conjunctură, de la acea persoană și dacă vrem să evoluăm, dacă vrem să obținem mai mult, trebuie să mergem mai departe, să lăsăm ceva în urmă, pentru că viitorul nostru se află în altă direcție. Ce înseamnă asta pentru cei singuri? Înseamnă că nu mai are rost să așteptați să se întoarcă cineva din trecut, pentru că aici, clar, viitorul vostru este în altă direcție. Destinele voastre s-au despărțit și drumul vieții o să vă ducă în direcții diferite. Pentru cei care ați tot încercat să cunoașteți pe cineva online, prin tot felul de aplicații de online dating sau pe diverse site-uri de socializare, aici optul de emoții vă spune că e momentul să aplicați o altă strategie. Dacă ați tot încercat acolo și v-ați lovit cu capul de un perete, acceptați mesajul că nu aceasta este metoda prin care o să vă întâlniți sufletul pereche și apelați la alte metode, la prieteni, la cunoștințe, la rude, la oameni care vă cunosc și sunt mai capabili decât un algoritm computerizat să vă recomande niște persoane cu care chiar aveți mai multe șanse să fiți compatibili. Pentru cei care ați renunțat deja la ideea de dragoste, de a întâlni pe cineva, aici optul de cupe, optul de emoții vă îndeamnă să vă revizuiți această atitudine pentru că vă așteaptă ceva foarte frumos în viitorul apropiat și ar fi foarte trist să ratați această legătură foarte frumoasă doar pentru că voi aveți aici o idee preconcepută că sunteți prea bătrâni, că sunteți prea nu știu cum ca să mai aveți vreo șansă la o nouă relație. Nu. Aici vă așteaptă ceva foarte frumos, trebuie doar să fiți deschiși la această oportunitate. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, aici optul de emoții ne vorbește despre importanța unei vieți echilibrate. Și asta înseamnă, din punct de vedere emoțional, că nu puteți să puneți toată presiunea asupra partenerului sau partenerei voastre. Da, e important să aveți o relație stabilă, solidă, să vă puteți baza pe persoana de lângă voi, dar este la fel de important ca fiecare dintre cei doi parteneri să aibă propriul său sistem de suport, să aibă proprii săi prieteni, să aibă interese și în afara cuplului, nu doar împreună cu partenerul sau partenera sa. Și aici acest opt de emoții vă îndeamnă să vă găsiți un hobby, să vă reconectați cu prietenii, poate cu care n-ați mai discutat de când ați început relația, pentru că nu este sănătos să renunțați la toți prietenii și la toate amicițiile pe care le aveați înainte, doar pentru că acum, dintr-o dată, sunteți într-o relație. Aici e important să vă păstrați și propriile interese, să vă dezvoltați și individual, dar și împreună. Pentru o mică parte dintre voi, din păcate, acest 8 de cupe ne vorbește despre o despărțire, pentru că unul dintre parteneri a ajuns în zona sa de confort și nu mai vrea să evolueze absolut deloc din acea zonă, dar celălalt partener sau parteneră are niște țeluri mai înalte, are niște nevoi mai puternice
și va trebui să ia decizia dureroasă de a-și lăsa partenerul sau partenera în urmă, pentru că efectiv nu mai există nicio cale ca cei doi să continue pe acest drum împreună, fiindcă unul dintre ei pur și simplu s-a oprit. Dar, repet, acest lucru e doar pentru o mică parte dintre voi. Hai să mergem mai departe. În sectorul sănătății avem aici treiul de monede, treiul de materiale. Aceeași carte a ieșit pe această etalare, în această poziție și pe data de 22 aprilie. Prin urmare, aici, pentru o parte dintre voi, va trebui să revizitați niște decizii luate în această zi. Poate acum se finalizează un tratament pe care l-ați început în urmă cu 7 zile și acum trebuie să mergeți la control ca să vedeți ce e de făcut de acum înainte. Și aici, cu acest 3 de monede, vreau să rețineți că schimbările pe care voi trebuie să le implementați în viața voastră ca să obțineți starea de sănătate pe care vă doriți, nu e suficient să se rezume la acest tratament sau la această terapie scurtă de 7 zile care astăzi se finalizează. Acesta a fost primul pas ca să scăpați de problema majoră sau ca să vă ușurați niște simptome, dar dacă vreți rezolvarea pe termen lung, va trebui să și aplicați o soluție pe termen lung. Aici, cu treiul de monede, n-aveți cum să vă fofilați, trebuie să depuneți munca, trebuie să depuneți efortul necesar ca să faceți schimbările pe care vreți să le vedeți în viața voastră. Feriți-vă de scurtături, feriți-vă de leacuri minune, pentru că acestea nu există. Aici soluția va dura la fel de mult cât a durat instaurarea problemei. Dacă voi ați ajuns să aveți niște deficiențe în starea voastră de sănătate datorită unui stil de viață nesănătos, neadecvat, pe care l-ați avut de-a lungul unei perioade mari de timp, a unor ani de zile, trebuie să vă așteptați că și soluția va dura ani de zile. Pe partea de afaceri, bani și carieră avem încă o carte care se repetă, doiul de emoții, doiul de cupe, aceeași carte care a apărut în etalarea zilnică pe această poziție, marți pe 20 aprilie. O parte dintre voi aici va trebui să revizitați niște discuții, niște proiecte, niște clienți sau niște furnizori cu care ați avut de-a face pe 20 aprilie și aici cu doiul de cupe aveți șansa să renegociați ceva în favoarea voastră, să obțineți ceva în plus din această afacere, de la acest partener de afaceri, de la această companie care este interesată în serviciile voastre sau de la oamenii care vor să colaboreze cu voi. Aici cu doiul de cupe pare să fie o colaborare pe termen lung, cu beneficii pentru ambele entități care participă în această afacere, în această activitate sau în acest proiect. Profitați de energia zilei și dacă astăzi se întorc pentru discuții sau pentru negocieri niște oameni sau niște companii cu care ați mai avut de-a face în trecut, vreau să știți că aici aveți posibilitatea să cereți mai mulți bani, să obțineți mai mult de la acești parteneri de afaceri. Pentru că v-au apreciat serviciile în trecut, pentru că au primit feedback pozitiv de la alți clienți, de la alți colaboratori, de la alți oameni care au avut de-a face cu voi și aici chiar există potențialul să vă măriți tarifele, să obțineți mai mult, să fiți mai stabili, să fiți mai împliniți pe partea aceasta de carieră. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj suplimentar de la aceste cărți oracol pentru această zi. Să vedem ce mesaj suplimentar putem să scoatem de la aceste cărți pentru joi 29 aprilie. Sunt spirit pur. Sunt conștient că eu sunt conștiință pură. Nu sunt singur, pierdut sau abandonat. Sunt una cu întreaga viață. Un mesaj foarte frumos care vă readuce aminte că sunteți interconectați cu toți și cu toate de pe această lume
că vibrația energetică este cea mai importantă, de aceea e important să vă ascultați instinctul, pentru că instinctul este cel care receptează această vibrație, această energie din jurul vostru și care vă transmite mesajele prin subconștientul vostru. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și mâine. Pa, pa!